pe toamne, nu era să ne tăia țigara în București. Era jos, până încă și aici. Locul ăsta, locomotiv să nu se dau jos, vezi tu. Și unul a căzut acolo, la da, astăzi trece prin Dej una dintre cele mai puternice locomotive cu aburi care s-au construit în România. Este vorba de o locomotivă serie 142, care de fapt a fost cea mai puternică locomotivă cu abur construită în România la uzinele Nicolae Malaxă și uzinele din Reșița. De unde ați venit cu ea? Am venit cu locomotiva de la București, de la expoziția aniversară a Muzeului Căilor Ferate, deci zilele acestea s-au împlinit 75 de ani de la înființarea Muzeului CFR din București, unde am participat cu 4 locomotive. Cui aparține această locomotivă? Locomotiva aparține Societății de Turism Feroviar și este staționată în gara din Oradea. Departe la Oradea. Se poate. Da, se fac cu AGPS-uri, am venit.